a dat șurzul de bucătar pe haina de militar. Cătălin Scărlătescu a făcut senzație la un eveniment cu ștaif. Nu doar cu ținuta lui, ci și cu dezvăluirile sale, despre pasiunile lui, despre gătitul de sărbători, dar și bârfe despre... Gina Pistol. De ce oare mai bârfește lumea despre Gina Pistol? Că nu e clar că... Păi, dar cine știe ce bârfe? Haideți să vedem, că nu se știe niciodată. Prezență rară la evenimentele cu ștaif moden, șef Scărlătescu a surprins asistența cu ținuta sa vestimentară total atipică, cu sacou gri, o bluză neagră cu anchior, pantalon gen armii cu vipușcă și ghete negre de asalt. Scărlătescu poate deveni o țintă vie a criticilor de modă. Dincolo de acest aspect, vedeta show-ului culinar se remarcă prin spontaneitatea răspunsurilor. Am îmbrăcat de militară și astăzi, seara asta sunt general. Da, pe cine vrei să aperi? Vreau să cuceresc. Da, am venit aici să cuceresc ceva. Și? Abia ai venit? Abia am venit, stai puțin. Noutățile legate de Gina Pistol sunt, ca de fiecare dată, puține, dar liniștitoare. Frumoasa fată nu are probleme cu stomacul, acolo, în îndepărtata Indie. Anul ăsta căsucioaca pe mine și pe Dumitrescu Bontea e plecat, Gina e teleleută nase plecată în țări frumoase, așa că suntem noi în locul Ginei. Ai sunat-o pe Gina? Nu știu, ai vorbit cu ea de bine acolo? Da, astăzi am făcut așa un mic chat pe WhatsApp. Ne-a urat succes. Nu înțeleg de ce. Adică cum ar fi? Dar ți-a povestit cum e acolo, dacă e greu, e bine, mănâncă picant, că ea nu mănâncă picant. Nu mănâncă atât de picant. Nu, mănâncă și ea picant, a învățat să mănânce picant, dar a zis că e binișor. Și că a fost mai bine în trecut, da. Șef Scărlătescu se poate considera un bărbat norocos. Dacă se descurcă rezonabil pe mare, călare pe schijet, în schimb, pasiunea pentru schiat l-ar fi putut trimite direct la secția de ortopedie. Cum îți mai merg? Destul de gri. Înțeleg că ești îmbrăcat în gri. E vorba doar de vreme. Azi ne-a plouat, Băi, e posomorâtă rău treaba asta. În momentul în care plouă, știi cum e. Parcă n-ai chef de niciunele așa. Dar uităm în continuare. Îți place zăpada? Eu mă pot lăuda că sunt și din predeal, nu numai de la mare. Așa că, de mic cu zăpada... Dacă îmi spui că și schiezi de mic după și că e pasiunea ta schiatul, după ce e pasiunea ta asta? Ce înseamnă de mic? De mic, tu mi-ai zis că... 5 ani, cam așa. Da, de la 4. La mare ai fost, scoici ai luat când erai mic. Ai adunat, știu eu, sărai gardul la Preoteasă, busuioc, nu știu ce. Pe mare te duci cu velierul. Acum și schiezi? Și ești foarte bun. Am schiat de mult, dar îmi place foarte mult cu snowmobilul. Schicetul și snowmobilul au devenit jucăriile mele. De ce nu ai mai schiat de mult? Poftim? De ce nu ai mai schiat de mult? Accidentat sau ceva? Un accident la genunchiul piciorului drept și încă nu l-am reparat suficient de bine și mi-e frică să nu plece într-o parte așa. Adică pot să mă trag și eu frumos de schi așa și să stau la Clăbucet Sosire, la un ceai, la o vin fiert, la ceva. Acolo vin și fete frumoase? Tot timpul sunt fete frumoase acolo. De mic copil. Copil te uitai după fete frumoase? Nu știu, tot timpul au fost fete frumoase. Și bănuiesc că faptul că m-am născut în țara asta unde e plin de fete frumoase, mă face să fiu și eu în jurul fetelor frumoase. Și tot singur. Odem? Și tot singur? Da, nu chiar singur. Măi, știi tu, fără iubită, fără nevastă, fără... Mai durează puțin. Gastronomia l-a făcut celebru, așa că șef Scărlătescu poate fi înscăunat drept regele neoficial al pieței Obor. Ce ai gătit ultima dată? Păi... Acasă, la tine sau la prieteni? Păi nu, am apucat de făcut sarmale. Faci de sarmale la restaurant? Nu, m-am apucat să fac niște sarmale, că vine acum, vine Crăciunul. Și m-am apucat să, nu știu, găsesc o variantă fantastică de sarmale, pentru că am de făcut vreo 50.000. De ce? De ce nu? Încă poate ai o campanie, poate vrei să faci ceva. Campanie, Târgu de Crăciun în Piața Constituției și eu mi-am luat o șandra mea frumoasă și mă apuc să fac, să vând sarmale la români. Adică am zis, băi, dacă tot mă pricep eu să fac sarmale bune, de ce? Să nu le dau și altora să guste. La tine în frigider ce găsești? Dumnezeule mare, dacă vii acum la mine în frigider, pe vremuri era doar apă plată și niște apă tonică, dar acum e frigiderul burdușit. Tot am primit vizita unor prieteni. Mamă, și chiar am deschis frigiderul acum când am ajuns acasă, acum am venit de la Craiova și am mai aruncat ceva, am mai primit un cotlețel afumat, niște cârnăciori, niște pastramă, niște... Dacă toți suntem în momentele alea în care căutăm ce e mai bun, știi, ca să putem să dăm la Târgu de Crăciun, frigiderul meu e plin. Full, e... abia se închide. Tu faci piața vreodată? Eu fac piața de fiecare dată. Când am ceva de făcut, doar eu fac piața. Îmi place. Că te duci în piață la țărani și ți iei sau într-un hipermarket? Sunt, nu știu, majoritatea doamnelor gospodine slash băbuțelor din Piața Obor, ele toate mă cunosc. Sunt obișnuitul. Negociezi? Nu. Ah, ce rost are. Nu, mai gata, n-are sens. Și ăștia, bă, la piața de pește mă cunosc toți, pe la carne, toți. Adică nu... Eu mă duc și car cu cârca. Când primești un compliment din partea unei femei atrăgătoare așa cum este Flavia Mihășan, până și ghețarii se topesc. Poate și din această cauză, șef Scărlătescu nu a mai avut viteză de reacție la sinceritatea blondei. Doamne, avem o colegă frumoasă aici. Ei, o vezi? Hai! Hai să vă fac cunoștință. Da? Te faci cunoștință? Da. Felicitări pentru cum arătați în ultimul timp. Cum arătați cine? Cum arăți, glumesc, cum arăți în ultimul timp. Zici, arătați de zici de... A spus mai devreme că ia uite ce colegă frumoasă avem aici. Da, mulțumesc pentru compliment. Oamă, uitam la televizor. Și dimineață și mai la 11 am două colege fabuloase. Mai multe, 3, 4, 5, numai fete frumoase avem. Și la noi, la emisiune, o fată frumoasă. Felicitări, îmi place mult cum arăți, foarte mult. Îmi place că ai să... Nu mă uit în general, dar nu mă uit în general, nu e că... Dar eu sunt un om care nu se uită la TV, din păcate, n-ar trebui să spun asta, dar nu știu, aia e. În fine, dar m-am uitat acum, că am avut în sfârșit o zi liberă și mi-a plăcut foarte mult. Mamă, super. Știi ce vreau să te rog? Să-i recomanzi niște exerciții fizice ca să-și mențină forma fizică. Eu cred că el știe mai bine decât mine, dar a alergat. Eu cred că știe. La ce s-a întâmplat în ultimele luni, eu cred că știe. Nu? În ultimul an. În ultimul an. Da. Știi să faci sport? Eu am făcut sport toată viața. Bine, nu acum, de când ai slăbit. Ca să-ți menții forma fizică, așa. Deci dacă bag muncă vreo 16 ore pe zi, mai trebuie să mă mai duc și la sport?